Una dintre solicitările care au venit în adresa dumneavoastră a, și a Guvernului a fost a, să fie declarată stare de urgență în agricultură. Dumneavoastră ați lăsat de înțeles că nu va fi instituită starea de urgență pentru că. Eu n-am făcut astfel de declarații. Nu, n-am zis am că ați, ați lăsat de, să se înțeleagă asta. Nici măcar. Eu am spus că noi finalizăm procesul de colectare a tuturor mm -hmm. datelor, facem un centralizator, raportăm la nivel de guvern și luăm deciziile și măsurile care urmează să fie făcute reșind din situația care o depistează. Da. Ca să fie declarată stare de urgență în agricultură, ce ar trebui să constatați urmarea acestor uh, deci, acumulări de informații? Puteți în felul următor. Astăzi noi vorbim despre o situație extrem de complicată la un număr impresionant de agricultori care se repetă și caracter repetitiv. În majoritatea cazurilor noi vorbim despre agricultorii din sudul Republicii da. Moldova. Anul trecut Ministerul Agriculturii a oferit 50 de milioane de suport financiar, compensări pentru pierderile parțiale, pentru pierderile avute de agricultori pentru anul 2023, seceta a fost la cultura porumbului și noi am oferit uh, pentru 381 de agenți economici resurse financiare, 50 milioane. Era vorba despre Sudul Republicii Moldova. Anul trecut o cerea situație excepțională, dar în final când s-a făcut apel de depunere actelor uh -huh. de calamitate, au fost 381 din aproximativ 9000. Uh -huh. Ce înseamnă un astfel de intervenție Asta înseamnă o intervenție extraordinară, excepțională. Asta înseamnă că tu trebuie să ai în proporție de 50, 60, 70% din suprafața teritoriului afectată în mod deosebit de către această calamitate, ca tu să poți să intervii în relațiile între bancă și agenții economici. Între agenții economici și cei care, alți agenți economici care le-au levrat. Adică este o intervenție extrem și extrem de gravă din partea statului uh -huh. și tu trebuie să ai niște motive foarte și foarte temeinice pentru a face astfel de declarații sau nu le face. Din acest considerent, orice tip de declarații trebuie făcute în baza datelor exacte. Și de asta, întâi trebuie de finalizat procesul de colectare a datelor din toate de raioanele, de centralizat, după care de mers la guvern, de făcut raportare și de luat decizii despre toate aceste lucruri. Asta înseamnă repercursiuni extraordinare. Noi avem un sistem bancar care nu este extrem de. Receptiv la creditarea în agricultură. Noi avem 11 bănci comerciale, din ele în jur de 7 au credite în sistemul agricol și din aceste 7 cred că putem să vorbim despre maxim 4 bănci care au un portofoliu de creditare care ar fi ceva serios. Bun, am înțeles. Adică, practic, orice tip de intervenție trebuie să aibă la bază argumentare foarte De acord, absolut. Nu e vorba să reacționăm la emoții, e cazul să înțelegem foarte clar proporțiile. Întrebarea este când? finalizăm procesul de colectare. Acum este în comisiile excepționale. Adică asta cam cât ar mai putea să dureze? Până la sfârșit săptămâna acestea, poate mâine se finalizeze direcțiile. Adică e vorba de câteva zile. Vorbim de zile, după care va fi clar... Dacă este cazul să, să fie luate decizii. Reșind din situația mai care va fi constatată, mm -hmm. să iau deciziile ulterioare și măsurile respective. Am înțeles, dar totuși, există niște. Mm. înțelegerea proporției. Adică, declar stare de urgență în agricultură, în cazul în care ce? Jumătate din țara, din, din agricultori, reclamă ca o problemă? Deci, uitați, astăzi, mm -hmm. situația excepțională se cere ca un instrument de intervenție în raport cu băncile comerciale și da. cu ceilalți creditori. Da. Această lucră, acest lucru există din punct de vedere juridic, adică tu mergi, ți-ai declarat la primărie, primăria au făcut comisia, comisia îți vine și se stabilește, îți dă actul. cu actul tu mergi la. La camera, bancă? Nu, mm. la cameră. Camera îți oferă certificatul de forță major, populația îl mm -hmm. cunoaște așa. Este un act de constatare mm -hmm. imposibilității factorii de plată conform codului civil. Și tu mergi la bancă sau tu mergi cu acest act la creditorii tăi ca să nu fie executat, să oprești penalizările și etc. Așa. Acest instrument el există astăzi. Și Ministerul Agriculturii, începând cu luna martie, a avut în sudul Republicii Moldova, prin, prin centrul nostru național de consultări în agricultură, întâlniri cu agricultorii, și de fiecare dată când am făcut acele briefinguri de presă pentru legate de aceste acte, am fost informați. Mergi, îți iei actul, el este important pentru agricultor și al puni în contabilitate. Pentru că dacă tu nu-l ai în contabilitate mm -hmm. și vine inspectoratul fiscal și spui pur și simplu că am avut pierderi, și tu n-ai acest mm -hmm. act, da, toate tot TVA-ul este restabilit, tu ești de plată și nu este recunoscut, tu nu ai bază juridică pentru a-ți deduce acele cheltuieli deci și acele Deci ca pierderi. să faci lucrurile astea nu e neapărat să fie stare exact. de urgență. există uh -huh. toată baza legală asta uh -huh. și ea este funcțională uh -huh. pentru ca tu să poți să ai discuții. În plus, e intervenția atât de brutală în sistemul bancar, ok, spre uh -huh. spunem, dar cu ce începi tu nouul an? Nu tot trebuie să te așezi cu banca la masă și să discuți cu ei pentru nouă an agricol? adică este mult mai corect să mergi să negocești, să discuți cu sistemul bancar, să nu ajungi cu ei la numitor comun, pentru că ei tot nu sunt de pe altă planetă și ei tot înțeleg situația de fapt a lucrurilor, adică tu mergi, vorbești cu ei corect, cinstit, și le spui care este situația le arăți actele în sine Areți acest certificat de forță major, după care reîncepi negociere, pentru că tu ai un alt an de început. Dar argumentul celor care solicită instituirea stării de urgență este că dacă nu se va interveni, Riscăm ca mai multe întreprinderi agricole mici. Anul trecut și tot a fost argumentul ăsta, și au fost 181 de agenți economici care uh -huh. beneficia de suport din partea statului. Deci, să nu vedeți un risc să se închidă, să alimenteze mai multe Deci, în primul uh, rând, trebuie văzut care bine. este volumul. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.